Ați voi să vă spun la mulți ani, pentru că astăzi este ziua noastră, a tuturor celor care trăim, care locuim aici. Aș vrea să profit o ocazie ca să vă spun două vorbe despre un eveniment care s-a întâmplat în această iarnă la Consiliul Județean, în Suceava. Este un eveniment important și pentru județ că președintele Consiliului Județean, cotricianul nostru Cătălin Nechifor, a avut pentru prima dată în istoria acestei instituții inițiativa să-i premieze pe cei mai deștepți elevi și cei mai deștepți buni profesori din județ. Bucuria, fericirea mea a fost să constat că majoritatea erau din Fălticeni. Participăm azi la un eveniment similar, organizat de prietenul nostru, de primarul municipiului Fălticeni, de profesorul Cătălin Coman. Ne-a oferit ocazia să-i vedem, să le mulțumim, să-i felicităm pe cei mai deștepți, pe cei mai talentați tineri ai noștri. Cu ei ne mântuim, ei ne duc numele mai departe, ei va sta viitorul orașului nostru. Să-i aplaudăm pe ei, pe profesorii lor, familiile lor și pe primarul care a fost conștient de importanța acestor an. Să știți că nu ne-am dezmințit cantitatea de inteligență. Copiii dumneavoastră și ai noștri prieteni care ne conduc astăzi, mâine și pe mâine, 1, 2, 3, 4, 10, 20. Că suntem în ultima zi a evenimentelor prilejuite de zilele municipiului Fălticeni. Vă spun din nou la mulți ani, premiem astăzi cei mai buni copii pe care avem în Fălticeni, copii de la toate cele patru școli generale și de la cei trei licee, pe lângă felicitările și premiile pe care le vom da acestor tineri minunați. Vreau să-i felicit și să le mulțumesc colegilor mei profesori care au făcut tot ceea ce a stat cu putere pentru că acești copii să ne reprezinte cu cinste, să le mulțumesc familiilor care au sprijinit, îi sprijină și îi ajută și să dea Dumnezeu ca la anul să nu premiem doar 130 cât premiem în seara asta, să premiem de două ori mai mulți copii valoroși, talentați cu rezultate deosebite la învățătură, în activitățile sportive, culturale și sportive. Vă rog din suflet să-i aplaudați pentru că merită. O să începem cu Colegiul Național Nicugane Fălticeni. Premierea va fi efectuată de domnul președinte Cătălin Nechifor, împreună cu unul din sponsorii noștri principali, domnul Arion, directorul Societății Forestal. Și o rog să urce pe scenă pe domnișoara Larisa Părie, de la Colegiul Național Nicugane. Domnul Rareș Fracicaru. Domnul Cerechi Dimitrie. Domnișoara Turcu Ema. Domnul Remus Bompa. Domnul Mircea Bacariuc. Domnișoara Spiridon Mădălina. Domnișoara Galan Mariana. Domnișoara Cornea Petronela. Domnișoara Beraru Mariana. Domnișoara Ciocan Mădălina. Domnișoara Grigoraș Raluca. Domnișoara Mărânducă Nicoleta Valentina. Palamariu Vlad. Ciobanu Vasile Cristian. Jibu Camelia. Și domnișoara Stoica Cristina.
Loredana. Antochi Marilena. Pintilie Matei Ioan. Manolache Adrian Ionuț. Năstacă Gheorghiță. Gafin cu Vasilica Cosmina. Maxim Andreea. Asafte Vasile. Pogoreviș Teofană. Zaharia Daniela Larisa. Nistor Brana Maria. Batamanu Simona Elena. Buculei Justin. Fotoreporterul nostru. Movireanu Gabriel. Guamba Elena. Căran Ștefan. Vasiliu Bianca. Martiniuc Antonia. În loc cu Antonii vine domnul director. Domnul director care suplinește. Tot în aplauzele dumneavoastră, acolo unde ne sunt copiii, vin domnii și doamnele directoare. Cultura Andrei. Simion Maria. Condurache Maria. Domnișoara Orsan Iasmina. Păi vine domnul director, e plecată în vacanță, probabil. Sigur, ce în vacanță. Deleanu Tudor Ioan. Platon Magda. Mucileanu Paula. Sândulescu Răzvan. Domnul vicepreședinte, rugăm din nou. Cojocariu Alexandru. Domnul director, tu primește, cred că e în vacanță. A Catrinei Ștefan. Zanfir Elena. Antone Cosmin, Sandu George, Dochița Iubian, Pădurarul Ciprian, Lucu Ștefan, Tănase Andrei, Vultur Marius. Hai băieții, hai, hai băieții. O să fie prezenți mai puțin, pentru că marea majoritate sunt deja în focul de admiterii la facultate și le urăm mult succes. Brico Parasca. Cernăuțeanu Cosmin. Călugărița Teodor. Mucelenița Marian. Conza Denis. Pricop Andrei. Albu Alexandru. Și Franco Cristian. Felicit Consiliul Local Făticeni care v-a făcut acest cadou minunat la această săptămână de evenimente, de petrecere, de voie bună, de copii premiați, de timp frumos și vreau să o țineți tot așa. La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ilie Ilioara, că tot a fost un Ilie, vă doresc o seară frumoasă în continuare și țineți-o tot așa. Doamne ajută și petrecere frumoasă! Te rog și pe domnul prefect să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar, să bună doamnă, bună seara, domnilor, bine v-am găsit la Fălticeni, sunteți o mare de oameni, ceea ce înseamnă că aici se petrec lucruri pentru Fălticeni, pentru oamenii din Fălticeni, care au fost organizate de primarul dumneavoastră, domnul Cătălin Coman.
Sigur, suntem în cea de-a cincea zi a zilelor fărticenilor, au debutat marți. Noi am fost prezenți și joi seara, am fost și sâmbătă la trei evenimente, când de asemenea au fost făcut cetățeni de onoare două personalități din învățământ și iată astăzi 130 de olimpici, ceea ce înseamnă că fărticeniu are viitor, pentru că avea copii, a investi în educație înseamnă avea viitor. Și sigur, cred că așteptați cu toții momentul serii și de aceea n-am să vă țin foarte mult decât am să vă spun că această ediție a fost mai bună decât cea de anul trecut, iar cea de la anul, sunt convins, domnule primar, că va fi mai bună decât cea din acest an. O urez petrecere frumoasă și să așteptăm momentul serii. O seară frumoasă! Fărticeni, la mult an, fărticineni, vreau să felicit primarul municipiului Fărticeni pentru organizarea zilelor municipiului Fărticeni. Felicit de asemenea Consiliul Local, vă felicit că dumneavoastră fărticienii care ați participat într-un număr atât de mare. Sper să aveți o seară frumoasă în continuare cu voltașii, cu celelalte surprize, cu foc de artificii. Cu Doamne ajută să auzim mai de bine! Apoi Tofan Andrei, Bombă Emilia Cotun, Ana Maria, Mihai Alexandru. Și sponsorul să trăiască, să adune bani cât mai mulți. Filipe Elisabeta, Tudose Constantin, Vitilie Matei Ioan, Antofi Mirela, Manolache, Adrian Ionuț vor fi premiați suplimentar de sponsorul nostru UPC România cu reprezentanța lor de la Fălticeni. Terminăm repede.